extraordinar de mult. Nu ai ideea de scrisoare, că și nu știam să o citesc și poate vreo două periță dacă avea timp. O mai eu acum îl țin eu pe micul meu prinț și îmi citea de acasă. Peste ani, pentru că lucrurile s-au schimbat în țară și pentru că tinerii noștri au fost obligați să plece departe, atât de departe, pe vremea când încă internetul nu era chiar așa la îndemână, atât de departe au plecat tinerii noștri și eu m-am gândit atunci la cel puțin doi tineri care erau departe și care aveau nevoie de scrisorile mele și le-am scris săptămânal. Unul dintre tineri este sora mea cea mică, profesor doctor la Universitatea din Bruxelles, și un alt tânăr, al cărui nume nu am încă acordul lui să-l pomenesc, dar acestor doi tineri le-am scris săptămânal câte o scrisoare. Scriam în trei exemplare, că nu era seros. Una pentru sora mea, una pentru tânăr și Ciorna. Eu am Ciorna, partea neșlefuită. Au trecut ani și mi-am reamintit de Exupéry. Și am zis că acum ar fi momentul. Eu să întorc dragostea mea față de ceea ce m-a învățat cultura franceză, față de ceea ce au însemnat pentru mine toți acești oameni minunați, și să scriu o carte. În cartea mea, nu-s doar scrisorile mele. Am visat, este scrisoarea unui necunoscut care mi-a trimis această scrisoare pentru a da autenticitate scrisorilor Comtesei de Șuflăr. Am vrut ca în cutia mea cu scrisori să fie și scrisorile unor necunoscuți. Așadar, textul dumneavoastră este al unui necunoscut care se numește Milogul. Mai am acolo Baronul de Carandaș, este un poet, Bogdan Baciu, care s-a jucat de a Baronul de Carandaș și s-a jucat și de a Henri de Pompe, pentru că văzând scrisorile, citindu-le, a crezut că sunt îndrăgostită de el. Și mi-a scris repede: „Fe, tu ești îndrăgostită de mine?” Și eu i-am răspuns: „Dragul meu, nu sunt îndrăgostită de tine. Acestea sunt scrisorile mele scrise din antichitatea mea sufletească, dar m-aș bucura să-mi dai replica. Sunt scrisorile comtelui de Ragnar, care m-a invitat să joc rolul Andromachei.” Mi-a scris din perspectiva lui Hector. Este una dintre poveștile cele mai triste din istoria omenirii. Eu, Hector, mor sub zidurile Troiei, tu, Andromaca, rămâi și vei fi dată. Doamnelor, acum mă adresez dumneavoastră. Ce înseamnă să fii femeie? Femeia a fost obligată de-a lungul umanității să privească pe pieziș, așa, că n-avea voie. Fie acoperindu-și voi obrajii, că era rușine să fie roșie în obraji, era, nu dădea bine. Fie din spatele unui văl, cum încă femeile în zilele noastre sunt. Așadar, Andromaca a fost dată pradă de război. Că asta a fost soarta femeilor în război. Și Contele Ragnar m-a pus să scriu din perspectiva Andromachei. Mă acuză: „Cum? De ce nu te-ai sinucis în ziua când Troia a căzut?” Și eu i-am răspuns: „De aia, ca să-ți duc numele mai departe, Hector, că dacă eu aș fi murit, eu, purtătoarea iubirii față de tine, nu m-aș mai fi știut nimeni de tine în zilele noastre. Dar eu, Andromaca, am sacrificat ultima capră și am scris un pergament prin care tu să existi în continuare.” Știți că pergamentul, apropo de istoria scrisei și cu asta închei, pergamentul se obținea printr-o manieră foarte brutală și barbară. Oile gestante erau sacrificate, fătul nenăscut era scos și hârtia de pergament, de fapt, este pielicică de puiuț nenăscut. Sigur că sacrificiul acesta s-a produs ca să ajungă spre noi cărțile. Doar în zilele noastre, oameni buni, când cartea totuși este la îndemână și nu ucidem pentru a avea o carte, n-ar fi frumos să ne bucurăm de acestea? N-am să lungesc vorba, este posibil ca să păsărit vorba românului Traismen la Chirtele. George Mic veni să pregăti să vă citească din Micul Prinț. Eu zic că acum ar fi bine să încheiem partea oficială și să vorbim între noi despre asta, iar eu sunt dispus să vă răspund la toate întrebările. Vă asigur, cartea este o lucrare originală, cartea conține textele unor prieteni de-ai mei necunoscuți, era cât pe ce să convingă pe unul să prindă, dar s-a răzgândit în ultimul timp. Au dorit să-și păstreze anonimatul. De ce? Fay Blanche, Comtesa de Șuflăr, acesta este pseudonimul meu literar, este o ființă europeană. Ieri a fost ziua Europei. Numele meu este un nume european, numele noastre sunt aproape surori, frați, cu numele francezilor. Așadar, cartea mea este o carte europeană, cartea mea o dedic Zilei Europei, o dedic memoriei lui Antoine de Saint-Exupéry, tuturor piloților militari și militarilor căzuți,
o dedic tuturor doamnelor îndrăgostite și vă asigur că se ride. Oricât de nefericite, de triste, de chinuite, de lipsite de bani, de sătule de viață veți fi, dați cartea mea, deschideți-o oriunde, n-am scris-o epic, tocmai ca fiecare să o deschidă unde îi place și să-și aline sufletul, pentru că, într-adevăr, cartea mea este o mitologie personală.